Nu vă temeți, că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Suntem simpli păstori, cu daruri vom merge la Domnul. El azi din cer coborâ, El este Iisus Salvatorul. Veniți, fraților, de grabă veniți, la iesle să stăm împreună. Pentru El ce aveți mai bun, un dar pentru vestea cea bună. Veniți, fraților, de grabă veniți, la iesle să stăm împreună. Să luați pentru El ce aveți mai bun, un dar pentru vestea cea bună. Să-L vedem pe Iisus, Cel care aduce iertarea. La iesle să îngenunchem, prin El vom primi noi salvarea. Veniți, fraților, de grabă veniți, la iesle să stăm împreună. Pentru El ce aveți mai bun, un dar pentru vestea cea bună. Veniți, fraților, de grabă veniți, la iesle să stăm împreună. Să luați pentru El ce aveți mai bun, un dar pentru vestea cea bună. Dintre nori mai bun, un dar pentru vestea cea bună. Veniți, fraților, de grabă veniți, la iesle să stăm împreună. Să luați pentru El ce aveți mai bun, un dar pentru vestea cea bună.